Scandal după ce Anda Ghiță ar fi fost dat afară dintr-un hotel din Poiana Brașov. După ce și-a făcut rezervare online, soacra lui Pitbull, Atto Diresei, susține că nu a mai fost lăsată să intre în camera de hotel pentru că avea cu ea un copil. Anda Ghiță ne dezvăluie întreaga poveste în această seară. O invităm în platou. Bună seara, doamna Ghiță, să luați loc, vă rog, pe scaun. Să ne povestiți, ce s-a întâmplat. Așa. Bună seara tuturor, bună seara și celor de acasă. Ce ați pățit? Să încep cu începutul, cumva, exact. Este foarte mult de povestit și să o fac un rezumat. Sigur. Am făcut o rezervare pe site-ul cu B. Pe Booking, că nu îi facem reclamă, că toată lumea așezut. Am stat un pic așa. Da. Pe Booking, pentru că cu Booking-ul lucrez atunci când plec prin țară sau în afara țării, mai mult în afara țării. Mi-am dorit foarte mult să ajung în Poiana Brașov și atunci am făcut această rezervare, două camere duble, trebuia să meargă și fata mea și cuginerele meu. Au renunțat în ultima instanță și am lăsat două camere duble pentru că am zis că mă duc cu fiul și cu nora mea. Fiul și nora mea au un bebeluș de 8 luni, pe care nu am crezut că o să-l luăm cu noi. Am crezut că lăsăm la bunica maternă. Ne-am răzgândit și am luat copilul cu noi. Pentru că am zis două zile, o noapte, până ajungem și așa este trafic mare, e ok, copilul este cu minte. Am ajuns la proprietate, la acest hotel, care este lângă telefericul din Poiana Brașov, unde ne-a întâmpinat o recepționeră, o domnișoară, ok. Ne-a văzut cu copilul și a fost un șoc pentru ea. Ne-a explicat că trebuia să ne luăm o suită junior, pe care nu o aveau la dispoziție, iar cu copilul în cameră dublă nu avem voie nici măcar cu căruciorul. Ținând cont de faptul că dacă un om handicapat cu dizabilități ajungea cu căruciorul în hotelul ăla, nu mai punem că nu este lift și nu este o rampă pe care ce făcea, nici acel om nu avea voie să intre cu căruciorul. Bine, lăsăm acest aspect și acest amănunt deoparte. Am fost puțin uimită pentru că era pentru prima oară când mi se întâmpla așa ceva. Am fost plecată în afara țării, oameni care nu m-au crezut, am aici pe rezervările de pe Booking, în care am fost plecată cu doi bebeluși, trei camere duble, în care nimeni nu m-a întrebat sau să-mi spună sau să-mi refuze căruciorul în cameră sau copilul. Nici eu, nu mi s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta, la orice hotel am fost. Așa ceva. Și stau numai în cameră dublă. Nici eu, mă, îi dau de la recepție pat, din ăla dacă bine înțeles. Dacă au, dacă nu... Deci... Ar trebui să aibă. Toate, nu toate hotelurile au, dar te conformeze, ți-asumi. Doamna, să vă întreb, cumva v-ați uitat acolo ulterior, că ați spus că atunci când ați făcut rezervarea, nu știați că o să... Adică n-aveați de gând să luați și bebelușul. Cumva în politica hotelului se specifica că nu sunt primiți copii, sunt și hoteluri unde există această regulă. Adults only. Iată că a fost la acest hotel. Am citit ulterior, în politicile hotelului pe Booking nu scrie. Ulterior, o altă doamnă mi-a dat pe Facebook și mi-a arătat că undeva departe, cumva, scria că un copil până în 14 ani trebuie să plătească suma de 25 de euro și al doilea copil 15 euro. Puteau să-mi spună: doamnă, dați, nu știu, lăsați niște bani aici în cazul în care punem că ne stricați camera cu căruciorul, vă lăsam 100, 2 de euro. Dar deja eu am trecut într-o altă extremă și am ajuns mai departe când am văzut ceea ce mai, de fapt nu când am văzut, când mi-a explicat recepționera, cumva m-a pus în panică și am cerut să vorbesc cu managera hotelului. Am vorbit cu această doamnă manager. A fost foarte reticentă să nu fie nimeni în locul meu ca să simtă și să vadă cum a vorbit. Martorii mi-erau doar cei din familie, băiatul, nora, soțul și bebelușul. Doamna mi-a explicat că nu am voie cu căruciorul, pentru că au fost rupte uși și pereți. În capul meu, în momentul acela, nu se făcea decât un scenariu. Un cărucior sport de 7 kg, 9 kg, 10 kg, cum să spargă o ușă, decât dacă tatăl o fi băut prea mult, excesiv, și dă cu el de uși. Dar și tot garanție, nu reușești. Garanțiile care se au la dau garanție. Bune, se iau garanții. Câte stele a dat domnul hotelul la care a vrut să mergeți? Nu știu, eu cred că 4 aproximativ, sau 3 sau 4, 4 cred. Am să vă spun și suma pe care am achitat-o, a fost făcută rezervarea pe nerambursabil.
933 de roni. Vedem chiar acum rezervarea pe ecran, da. Da. Două camere duble. De regulă, nu mă uit pe politicile hotelului, de altfel i-am spus și managerei, nu m-a crezut că eu nu am dorit să iau copilul inițial și la urmă m-am răzgândit, nu m-a crezut că nu am citit politicile și vă spun cu toată sinceritatea, nu citesc niciodată politicile hotelului, decât dacă iau câinele cu mine, atunci trebuie să fii sigur că... Da, doar dacă e un animal, așa este. Sau mă uit câteodată dacă mă duc cu mașina, dacă au loc de parcare, dar nu m-am uitat, nu mă uit, mea culpa. Câte nopți erau? O singură noapte, pe weekend, când este foarte aici, aglomerat. Aici e problema. De ce? De ce? Pentru că serviciile noastre, peste tot, fie munte, fie litoral, sunt deplorabile. Nu este adevărat, aici. Ba da, sunt. Dincolo de acest lucru, mai avem și o doză. Dar consime de locuri în țara asta, unde e foarte bine. Bineînțeles. Cele mai multe. Dar în mare are dreptate dumnealui. Bun. Dincolo de acest... Cazuri izolate în care hotelurile sunt bune și... Eu nu vorbesc de excepții, sunt excepții. Dacă te duci și când nu știu unde, da, dacă te cazați. Eu nu vorbesc, dacă te duci la două excepții, stele, măi, cu adevărat, dar nu o să spun acum toată lumea... 100% mai degrabă să nașpa. Toată lumea, dar ponderea este cea de care spune doamna Andrița. Dați-mi voi... Și mai e un lucru pe care vreau să-l subliniez. Nu știu cum am ajuns într-un asemenea hal încât să nu mai avem deloc umanitate în noi. Ce era că dormea un copil cu dumneavoastră o noapte într-o cameră? Da, cum a justificat doamna manager? Vreau... Ce a spus? Sunt atât de multe de spus, vreau să precizez că mulți mi-au spus să tac. Ei sunt niște oameni influenți, cei care au acest hotel. Și eu întreb, dacă eu tac, dacă am pus și am făcut această am pus această postare, intrigarea mea pe face. Ce se ocupă sau ce? Nu vreau să intru în amănunte, nu mă interesează. Pe mine mă interesează strict ce m-a deranjat, ce mi s-a părut că este incredibil. Dar ce v-a spus? Adică, ok, n-aveți voi copilul pentru că ce face copilul? Pentru că au avut uși, pentru că au avut uși pereți sparți, rupte de către cărucioare, pentru că politica lor pe care eu nu am citit-o este că nu am voie cu copil în cameră dublă și de ce nu mi-am luat suită junior? Ok, nu am luat, dați-mi, nu avem. Vă rog frumos, aveți voie doar dumneavoastră și soțul dumneavoastră că sunteți adulți. Celălalt cuplu, eu explicase că este băiatul Nora și nepoțelul meu, trebuie să plece din hotel. Doamnă, începusem să mă rog de dânsa, pentru că dacă era în cursul săptămânii, eu puteam să spun, doamnă, îmi vreau banii înapoi și plec din acest hotel pentru că nu sunteți profesioniști, nu știu. Dar nu aveau să-mi dea, pentru că era prin booking, nu era rambursabil. Eu nu puteam să-mi permit să plec, copilul trebuia schimbat, trebuia mâncat, ajunsesem la ora 5 și jumătate după amiază și îmi doream cu ardoare să găsim o cale amiabilă și o rugam că îmi doresc să stau în hotelul ăla și poate să-mi ceară o diferență. De altfel am plecat de la acel hotel pentru că nu vedeam, pur și simplu nu mi-a dat camera, pur și simplu nu a vrut să mă cazeze. S-au înregistrat și s-au completat trei formulare, eu, fiul Nora, soțul meu nu a apucat să completeze și nici să dea buletinul ca să-i se facă copie, a completat ulterior cererea pentru a-i se da banii pentru că doamna... Nu am vrut. Da, a spus, nu mă interesează, vă dau banii înapoi, nu aveți voie în acest hotel cu copilul. Mergeți să schimbați copilul? Nu. Deci toată lumea asta a fost foarte reticentă. Doamna Ghiță, luăm o scurtă